Salutare, prieteni! Sunt Dan și bine ați revenit aici pe canalul Whisky Lovers, unde vorbim despre ce altceva decât whisky. Azi, în review-ul cu numărul 26, am încă un scotch whisky afumat. După ce am avut la Froig de 10 ani și la Froig de 18 ani, astăzi este rândul pentru la Froig Quarter Cask. Este pe piață de aproximativ 16 ani, fiind văzut ca succesorul lui 10 Years Old, care este însă încă prezent în gama Lafroig. Lafroig este una din distilerile de pe Isla, o mică insulă scoțiană renumită pentru whisky-urile sale, multe dintre ele fiind foarte afumate. Despre această distilerie înființată în 1815 am vorbit în review-urile anterioare Lafroig, așa că nu am să revin acum. La Froig de 10 ani ar putea fi expresia principală a gamei de bază a acestei distilerii Isla, dar cel mai mult se vorbește despre Quarter Cask Single Malt, atunci când este vorba despre partea accesibilă a gamei lor. Aici am mostra cumpărată de la Master of Malt din UK și am să o torn în pahar și să las pentru câteva minute să se așeze și să se deschidă înainte de a-l degusta. Okay. Bun, lăsăm pentru câteva minute, da? Aici avem sticla de 700 de mililitri, 48% alcool în volum, nu este filtrat la rece, vine în cutie, cutie tub, pe care găsim diverse informații. Lafroig Quarter Cask, the most richly flavored of all Scotch whiskies. Okay. A fost lansat în anul 2004 și este o bijuterie printre whisky-urile afumate de pe insula Isla, pentru că a fost învechit în jur de 5 până la 7-8 ani în butoaie ex-bourbon, pentru care Lafroig este faimos. Asta înainte de a fi finalizat în așa numitele butoaie quarter cask pentru aproximativ 6 luni și apoi este îmbuteliat la un procent sănătos de 48% alcool în volum. Aceasta rămâne o realizare cu adevărat importantă din partea Lafroig. Am să vă spun câte ceva despre aceste butoaie quarter cask. Ei bine, față de butoaiele ex-bourbon clasice, în care se învechește whisky-ul de regulă și care au un volum de aproximativ 250 de litri, quarter cask sunt de capacitate mai mică. Și își au originea cu mulți ani în urmă, când se făcea contrabandă cu whisky. Aveau 40, 50, poate 60 de litri și puteau fi ridicate pe cai sau măgari, unul de o parte, altul de cealaltă parte. Și erau mai lunguiețe. Cei de la Froig ce fac? Iau butoaiele de bourbon de 200-240 de litri, scot jumătate din doage, pun cercuri noi și obțin aceste quarter casks mai mici. Au aproximativ jumătate din cantitatea de stejar, dar numai un sfert din volum, așa că va crește suprafața de contact dintre whisky și lemnul de stejar, iar maturarea sau învechirea va fi mai rapidă. Quarter cask este așadar o alternativă de maturare mai rapidă a whisky-ului. De exemplu,
Avem aici un whisky probabil de 6-7 ani vechime, dar care se comportă mai mult ca un 12 ani vechime. Un lucru frumos aici, se păstrează caracterul afumat mai intens, proaspăt al unui whisky mai tânăr, dar obții și caracterul matur al unui whisky mai vechi. Bun, l-am lăsat suficient să respire. Hai să trecem la degustarea propriu-zisă. Aspect. Arată ca un aur lichid în pahar, frumos și clar. Miros. Nu este la fel de fenolic, afumat, medicinal ca cel de 10 ani. Nu este la fel de intens. Mult fum, într-adevăr, dar proaspăt, cu o atingere de piper negru. În spate avem ceva dulce, banane coapte, nuci de cocos, caramel, vanilie, condimente. Gustul. Ah. 48% alcool. Destul de mult. Exact cât îi trebuie acestui whisky. Ah. E un impact puternic în gură. Este dulce, fructat. Avem miere și ceva cenușă, condimente din stejar. Toate acestea sunt înconjurate de fum de turbă. Este, cred, mai bun decât la Freud de 10 ani. Finalul este curat, delicios, remarcabil de complex pentru un whisky tânăr. Per total, un foarte bun whisky de la Lafroy și dacă îți place un scotch whisky afumat, trebuie să-l încerci neapărat. Încă un lucru bun, prețul este bun, comparabil cu cel al expresiei de 10 ani. Da. Acesta a fost Lafroig Quarter Cask. Dacă v-a plăcut, dați un like. Nu uitați de butonul de subscribe pentru a primi notificări despre următoarele clipuri. Dați un share pentru că doar așa putem să facem whisky-ul cât mai popular printre noi, în special în România, unde părerea mea este că whisky-ul este prea puțin cunoscut și prea puțin apreciat la adevărata valoare. Până data viitoare, prieteni, slangeva!